Bună seara. Bună seara. Apropie-te. Cum te numești? Ramon. Cu ce ocazie pe la noi? Spune ceva. Păi am venit la Masterchef să vă prezint rețeta mea. De ce te-ai deranjat să vii până aici? Mă plictiseam acasă. Te plictiseai acasă, nu? Adică e de fan aici, vii? Nu. Bun, ce ai pregătit tu? Orez cu șofran și fructe marine. Fructe marine? Vrem să vedem fructele marine, suntem curioși. Cum sunt fructele hai, marine? Hai, mă! Uite fructele marine! Hai, mă, Ramon, mă, hai! Avem orezul. Adu-l aici în față să-l vedem de la mama mă, lui de orez. Hai! Cum am preparat acest produs? Nu știm. Aflăm. Te rog. Am tras niște ceapă la tigaie. De la stânga după la dreapta sau? Practic am tras-o cum am vrut eu. După care am adăugat un pic de unt. Și ai pus-o în ananas. Nu vă contrazic. Așa ai spus. Contrazic, măi, de bun. Mergi mai departe, ok. Da. Tu ești cu noi? Da, voi sunteți cu mine? Doamne, nu cred, mă! Mai departe. După care am pus coicile. De care scoici? Cum? Am tras și crevetele un pic la tegaie. Cum ai vrut tu? Practic, da. Teoretic? Teoretic, cum ești? Deci dacă treaba aia are gust, la cât am râs, ai două șorțuri. Dacă... Ți-ai dai și lui maică-ta. I love you. Da, dacă n-are gust. Îi dăm de o zăpăcie. Îi dau eu primul. Băi, comestibil? Pâine avem. De ce vrei să o reglești din pâine? Cum ești că te cheamă? Ramon. Chirean. Chireanu? Numele lui nevastă mea. Dar al tău care era? Balan. N-am vrut. N-am vrut. Jur, n-am vrut. Apa aveți? Ce păți eu? Ce are? Și eu una. Eu am cerut pâine, da. Nu știu cum pot să-l iau să-l... Că n-am de gând să-ți vorbesc hainele. Ar fi ceva de genul așa și să încep să mănânc, nu? Nu. Ce are în el de este galben orezul? Un pic, un vârf de șofran. Ai avut dreptate. Ai fierce, ai gătit orezul cum ai vrut-o. Este foarte adevărat. Deci nu mă rugă. Deci nu mă rugă, te rog eu frumos. Du-te înapoi afară. Du-te înapoi afară și mai ai jumătate de oră să faci un preparat. Nu știu. Te rog eu frumos, mai fă-mi un preparat. Hai, hai să mai încercăm. Eu! Haide! Nu e, e plecat de omul ăsta. Ce demență de om.